Și bine ați revenit și mulțumim că ne privești. Astăzi stăm de vorbă cu superba Diana Brescan. Superba, ce frumos! Da, ce frumos! Știi, eu fac așa cu un compliment oamenilor, că se simt și ei mai bine. Știi, un ambele compliment suntem superbe. Hai să ne facem un compliment reciproc. Mulțumesc frumos, Diana! Dacă noi nu fetele, știi, chiar mă uitam când a fost sărbătoarea noastră, sărbătoarea femeilor mari, toate se felicitau între ele. Da. A făcut cineva o postare și a spus: măi, femeilor, astăzi îți feliciți mama și atât. Da. Mafioții, trebuie să te felicite pe tine. Bine, bărbați. Da. Diana, hai, te rog frumos să începem cu niște întrebări la care o să ne răspunzi doar cu da sau nu. Ok, da, hai să încercăm. Și prima întrebare este: ai furat vreodată dintr-o cameră de hotel? Eu nu. Da, deci șervetele, am furat șamponul. Da, și cipice ăștia, o să ne zic, da. Dar prinde bine la casă, ce să faci? Ai încercat să te folosești de faptul că ești cunoscută ca să ieși dintr-o situație așa mai tensionată, mai neplăcută? Eu nu, că eu nu sunt celebră. Tu? Și da, și nu. Păi e mai mult da sau e mai mult nu? E mai mult nu, încă n-a reușit, mai am de lucrat până să ajung vedetă. Bine. Ai încercat să afli parola iubitului de la Facebook, de la telefon? Da. Da, da, de foarte mult. Nu? Nu, eu da, de foarte multe ori. Și ți-a reușit? Da, mi-a reușit. Mai bine nu mi-a reușit. Ai făcut plajă la nudiști? Nu. Tu ai făcut? Nu? Nu. Cum așa? Spune că trebuie să încercai toată viața. Dar cum așa? De ce n-ai făcut nici tu? N-am făcut, n-am reușit încă. Bine. Ai oferit cuiva un număr de telefon fals? Da. Să scape. Da, acum cam că controlează când oferiam, deci sunt. Da, eu am pățit, a fost interesant. Și spunem, dacă ai spus vreodată că ești răcită doar pentru ca să nu mergi la o cântare, la un concert. Eu mă scuzați. Da. Ia. Eram prea obosită. Diana, hai să vorbim acum de Eurovision, că ești proaspăt venită de acolo. Proaspăt. Deci, de câte ore participat? De 5 sau de 6? Asta a fost a 6-a oară. Oh, Doamne! Sunt veteran. Gata. Ești veteran, chiar, serios. Cred că ai bătut toate recordurile. Tu îți dorești foarte mult să ajungi, pentru că altfel nu participai de 6 ore. Da, eu îmi doresc. Este un vis al meu, de fapt, de mic, să ajung la Eurovision. Știu tu în fiecare an ai prestații foarte bune și ești atât, uite atât, aproape, acolo. Aproape de și... Nu. Și ceva nu se întâmplă. Știi, care-i faza? Nu se așează stelele. Corect. Când o să fie o piesă superbă, când o să mă simt eu bine și când o să am un show extraordinar. De fapt, eu și acum am avut un show bine, care eu, de fapt, piesa eu singură am jucat acolo pe scenă, am intrat în rol, pentru că, de fapt, ceea ce era în piesă, undeva eu am trecut prin asta în viață. Și e foarte important ca un artist, atunci când cântă, să aibă el așa o poveste a lui. În general, scrie versurile singur. Dacă nu singur să fie ajutat cineva pentru o poveste. A fost așa un show al meu, m-am simțit bine, dar probabil o să particip și la anul. Eu știu că în anii precedenți erai un pic mai supărată după ce nu se întâmpla să ieși pe locul întâi. Anul ăsta a fost foarte calm. Da. Observat-o. Foarte... Te-ai obișnuit deja cu situația? Știi, da, eu m-am obișnuit cu situația. Nu că m-am obișnuit cu situația, dar deja probabil am crescut un pic. Înainte eram mai mic și când vedeam că nu am locul 3 sau 4, începeam să plâng și spun că ia, nu merge, că nu mai fac muzică, nu știu ce. Acum probabil eu am crescut și și deja încerc să zic, dar sunt mai multe plusuri din asta. Poate o să am o piesă mult mai mișto și o să ies la un nivel înalt acolo, în Europa, la nivel internațional. Cu siguranță așa va fi, eu îți simt pumnii. Hai să vorbim de piesa câștigătoare, Stay, Ana Obobescu. Spune ce părere ai, îți place, nu-ți place? Mi-mi place de Ana, mi-mi place de ea și ca fată, îmi place și de ea pentru că e foarte talentată, este o fire așa liniștită, știe locul și a făcut foarte bine treaba pe scenă. Într-adevăr, a cântat foarte curat, a cântat, mie mi-a plăcut foarte mult și chiar îi doresc foarte mult succes.
Dar cum crezi tu, melodia are șanse de finală măcar, de să trece? Știi, vreau să spun că Eurovision e foarte imprevizibil. Da, într-adevăr. Da? E foarte eu imprevizibil. Eu mă uit în fiecare an și rămân tot timpul cu gura căscată. Adică și putem avea un reprezentant care să spună lumea, ei, că nu intrăm în finală. Dacă de obicei la noi știi că lumea un pic, îi mai place așa să mai scrie. Da, pentru că așa, sunt oameni critici, da, da, știu da. De toate. Noi trebuie să susținem. Noi trebuie să susținem pe al nostru, să spunem că al nostru e cel mai bun, indiferent de cum este. Eu da. Cred că Ana o să ajungă prin faptul că are voce foarte frumoasă și puternică. Într-adevăr, are voce foarte bună. Da. Pe mine, că vorbeam de susținere, pe mine mă uimește valul ăsta de comentarii. Vai, a plătit! Băi, da. Eu nu înțeleg cui să-i plătești, adică să-i plătești oamenilor de acasă sau să plătești juriu, adică câți bani îți trebuie ca să plătești toți jurații să-ți dea nota? Vreau să spun că eu înainte trăgeam foarte mult atenția la comentarii. Eu împreună cu mama și o sunam și spuneam că vai, uite ce scrie lumea, nu știu ce. Dar știi cum, e foarte bine. De fapt, după asta eu realizam că e foarte bine că sunt critici. Înseamnă că și când te uiți câte vizualizări sunt, minunat, lasă-ți fii, lasă lumea să uite la mine. De fapt, cum se spune, reclamarea tot este reclamă. Da, 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 corect. Deci particip și la anul. Da, te vedem sper, și la sper că o să particip și la anul. Dacă o să am o piesă bună, numai decât o să particip. Hai să vorbim acum și de viața personală, un pic așa. Da, da. Tu, după ce te-ai despărțit de postul tău logodnic, da. Deja e liniște și pace, nu se mai aude nimic. E chiar așa sau nu auzim noi presa nimic? E liniște. E liniște. Probabil, cum să-ți spun, e mai bine așa. De fapt, fericirea iubește liniște și probabil nu voi mai face niciodată greșeala asta să-mi fac relația publică. Tu crezi că asta a fost un minus în relația precedentă? Sigur că și asta a fost un minus, pentru că sunt diversi ochi. Sunt și ochi blânzi și ochi răi, da? Cineva privește cu invidie albă, cineva cu invidie neagră. De aceea eu cred că înțelegi despre ce vorbesc, că este mai bine să te bucuri în doi acasă sau într-un restaurant, nu știe nimeni în general. Dar înseamnă că este cineva sau nu este? Încă nu. A, încă nu. Deci, băieți... Uitați aici. Dar ce-ți dorești tu? Adică, ce-ți dorești de la noua relație și ce ai făcut greșit în precedenta și nu o să faci în asta care o să vină? Deja te-am spus o greșeală, că nu o mai fac public. Și probabil nu știu, nu mai am așa mult încredere. Nu am. Da. Deci, un pic dezamăgire este. Da. Un pic dezamăgire în bărbați sau fiecare, în general în oameni. În general, eram mult mai naivă, probabil, în trecut. Acum privesc lucrurile așa mai direct, din păcate. Când era viața mai roz, era mai bine. Când da, aveam cu ochelarii roz. Da, bine ai venit la realitate. Bine, da, bine te-am găsit. Diana, am acum un mic joculeț pentru tine. Da? Whisper Challenge. Tu o să ți-am vorbit despre asta și știi, cu siguranță, pe YouTube e tare hazliu. O să încercăm da, și noi. Am încercat-o, da. O să-ți dau niște căști cu muzică și va trebui să ghicești ce îți spun. Hai, Diana, pune muzica și succes! Okay. Fii atentă la mine! Diana este sexy! Diana este sexy! Diana! 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 Diana? Da! Este sexy! Sexy! Sexy? Da. Așa, atent. Diana Brescan, Diana Brescan merge la Eurovision. La Eurovision. Da. Să mergem la următoarea. Mama mea Este Model. Bună. Mama mea. Mama mea este model. Mama. Tu spune. Mama mea este model. Model? Da.
Și ultima, stai că am pierdut aici. Curat ca lacrima. Curat, curat, curat. Curat, curat. Curat, curat. Nu înțeleg. Nu înțelegi. Ok, hai că mai încerc. Curat ca lacrima. Un? Nu. Curat. Curat ca, ca, ca. Curat? Da, curat. Curat ca lacrima. Curat ca, ca lacrima. Curat ca lacrima? Da! Oh my god! Gata, gata. Diana, doamne, Diana, te-ai descurcat extraordinar. Serios? Ce m-am râs cu lacrimi? Cer scuze că eu... Asta e bine că te râzi cu lacrimi. Da. Sper să se râdă toți cu lacrimi. Fericire. O să râdă, da, toată lumea. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu. A fost o plăcere să vorbesc cu tine. Mi-a făcut plăcere. Și eu sper ca ceea ce ți-am zis eu aici, Diana Brescan merge la Eurovision, aha, să se împlinească în 2020. De Doamne și de Dumnezeu. Și mult succes, la Eurovision. Da, mult succes în tot ceea ce faci, eu te admir și chiar îmi place foarte mult. Mulțumesc mult, mersi și tu îmi place. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție și like și share dacă v-a plăcut interviul nostru.